am făcut la Chineala și mulțumim pentru bogdată din țări și idei și de digitări și de mulțumim și de faptul că a poposit de multe ori și biserica noastră și ne-am putut onoarea să vorbim despre acum, după și la ceas, să știți că eu nu am venit că intenționat. Mi-am propus să nu pregătesc o conferință, deci n-am preferat, n-am niciun plan. Am eu ceva și două punte, poate destul, și mi le-am modificat oarecum, le-am ales să sunt mai bune știute de această surpriză plăcută. Voi fi și mai scurt decât n-am propus. Dorim să, ca această întâlnire să fie, așa, metaforic vorbind, o masă rotundă, chiar dacă nu se întâmplă o masă rotundă. De cum am pășit în această incidentă, n-am mai fost niciodată aici, m-am copreșit cu un plan de surprize. Am văzut biserica pe internet, pe site, dar ce se poate vedea acolo? Sunt o biserică foarte mare, cum am ajuns în domnul Sărția, știm și de evenimentul recent care a fost al Sfinției, vă felicităm și de la un părinte coleg din București. Eu n-am fost colegi la seminar, eu cu 3 ani înainte a dânsului la seminarul Radu Vodă. După aceea, surpriza a fost ca în biroul acela din curte să găsesc această foaie duminicală, pentru care felicităm și mulțumim. Iată, foaia de astăzi e o pagină întreagă de am găsit și un cuvânt aici la Sfințeala Hanchel, semnat de Iisus, semnat încât chiar că a fost așa o surpriză foarte plăcută și de-ară citer pentru că ați ajuns la acest număr impresionant, ne-ați depășit foarte mult, trebuie să ne grebim să vă ajungem cumva din mânul, sunteți la numărul 349, cuvântul care zidește, și al 45-lea din acest an. Și nu știu dacă vreau din era dar pentru mine personal să gândi să spun acest lucru. Cea mai mare surpriză a fost că l-am întâlnit de părintele profesor Ioan Caraza, atașat acestei biserici, mi-a fost profesor, a fost profesor și părintele Dinu și multul de aici, și a dorit tare mult să ne spună două vorbe. Eu chiar peste un minut mă întreb, pentru că dânsul mi-a spus că nu o să reziste să stea foarte mult. Și cu atât mai mult m-am bucurat pentru că atunci când am cunoscut pe părintele Ioan Caraza în biserica Radu Vodă, atunci am cunoscut și pe părintele Voicescu. Eu am făcut seminarul între 71-76 și părintele Voicescu a fost împotrivit cu Orifii în 73, în februarie. Deci eu eram în anul 2 de seminar. Și mi-am amintesc ca acum că de la strană, în biserică, auzeam din altar o voce foarte caldă, nu cânta tare, cânta ușor, împreună cu părinții călugări de atunci, părintele Iasin, părintele Maxim, părintele Leica, Paulin Leica, și am fost foarte plăcut impresionat. Cine e acel preot? Nu am aflat la mine, m-am interesat la mine. Asta m-a atras prima oară la părintele Constantin. Vocea lui caldă, plăcută, felul smerit din care slujea. Și aici, fără să folosesc multe cuvinte, pentru că nu, să nu trebuie niciodată păcatul din dușirii, Doamne iartă-ne, dar se potrivea foarte bine cu vocea părintelui Ioan Caraza, diacon. Mi-amintesc cât de ușor, cât de cald, cât de dulce cântatul lui Ioan Caraza, iar atunci când citea Evanghelia, recitativ, așa era efectiv încântat și vă spun acum, așa se întâmplă la biserică, nici un pic de exagerare. Și pentru mine, faptul că, sigur, vorbesc cu Părintele Voicescu, la întâlnirea lui Ioan Caraza, primul gând care mi-a venit în minte, fără să fiu fost programat, a fost plăcută impresie care m-a lăsat cele două voci care s-au întâlnit și după aceea s-au întâlnit în mai multe rânduri și peste câteva minute o să-i dau microfonul ca să
avizeze așa pentru un dialog și aceste întrebări din partea dumneavoastră. Dacă ar fi să răspund la întrebarea ce am învățat de la Părintele Moisescu cel mai mult și mai mult? Eu așa ca preotul în primul rând, sau ca ginele în primul rând, foarte multe lucruri am învățat, dar după atâția ani sunt căsătorit în 1978. Am fost cântăreț la Părintele Moisescu, dat după Părintea din Armată, în 1977, la Sapienția. Din 77 l-am cunoscut mai bine. Deci, după atâția ani, gândindu-mă așa, decantându amintirile, cel mai mult și mai mult mi-a prins bine modelul lui de om firesc. Om firesc. A zice și cuvântul normal, dar nu e cuvântul. Cuvântul firesc. Un om cu totul, cu totul și cu totul firesc. În biserică, slujea foarte liturgic, am zice. Deși avea o voce puternică și o tindere mare a vocii, ne mai cânta și pe acasă. Cânta, de exemplu, avea mare plăcere să cânte canțonete italiene, cunoștea și limba italiană, într-o măsură. Cânta ușor. Bine, la Sapienția, nici nu era nevoie să cânti tare. Dar oricum, dar la două de la biserică mare, cânta ușor. Firesc, începând cu slujirea și cu toate celelalte manifestări, așa mi-a rămas cel mai mult din ca un om firesc, natural, sincer, care parcă peste timp face așa un apel la firesc. Când slujea, când era la masă cu mâncare, când era vorba de glumă cu lumea, se mai supăra că deodată ne trecea foarte repede, un om și apoi, după aceea m-am gândit, măsura care mai este timp, pentru o scurtă caracterizare, mi-am dat seama că dacă am analizat toate virtuțile despre care învățăm în școală, virtuțile teologice, credință, îndelnicie, dragoste, după aceea virtuțile cardinale, înțelepciunea, dreptate, cumpătare, curaj, toate celelalte, îi se potrivesc foarte bine. Dar mă întoarce la una singură și mă întreb cu începutul acesta de prezentare. Punctând totuși credința lui Dumnezeu, se simțea că îl aveai aproape, vedeai în biserică sau în familie, simțeai un om și un preot cu o credință foarte puternică. Și această credință, dacă poți să existe, prin închisoarea că au rezistat și ceilalți. La nădejde mă întorc. Dragostea nelimitată. Și vor fi și mărturii din partea fiicelor. După aceea, aceste virtuți cardinale pe care, în mod intenționat de nominalizez din nou, cardinal, aceste se numesc cardinal de la cardo, care înseamnă țâțină balama. Balama o roșie foarte importantă, așa sunt importante aceste virtuți. Înțelepciunea, cumpătarea, dreptatea și curajul. Înțelepciunea se manifestă la părintele Mares prin discernământ. Dreaptă socotință, dreaptă socoteală, că se nu scrie mai bine. Un om cu discernământ în tot și cu totul aparte. Asta ne-a ajutat și pe noi mini familie, dar și pe toți fiii lui obicești. Dreptatea. Un om al dreptății și după Revoluție, așa cum știți, a fost implicat foarte pentru că vroia să fie dreptatea de acasă, în țara aceasta. Curajul. Nu mai e nevoie să vorbesc de curajul. Și în vremuri de cristalitate și după aceea, până în clipa morții. Cumpătarea se manifestă și în detalii, în aspecte aparent mici, minore. Vă dau un exemplu. Mergeam cu părintele la Săgeva, când era cântăreț. Mergeam la o sfeștare la o familie. Și familia ne așeza la masă, ne servea acolo, vrea o țuică, părinte, se vede, nu, se vede pe plăcere, o țuică, două, chiar dacă era. Formă un pahar de mine, nu se cunosc. Mai serviți un pahar, părinte, mai servea un pahar, dacă era cazul așa. Dar niciodată nu
Niciodată. De zei de ori, de sute de ori am fost și la mes, la frate, îl vedeam cu cine vrea să pună pahar, se izbea de mâna lui mare, punea o mână mare pe pahar. Deși poate așa, el a putut să mai bea un pahar, bă, trebuie să mai bea mâna. Mă întorc la nădejde. Aici se spune că s-a prezis ca lucruri triste și asta e istoria, asta e istoria. Dar el, firea lui, era o fire optimistă. Dacă ar fi, sunt înregistrări și eu așa spusut, când vorbește el de închisoare, vorbește numai de aspectele plăcute. Nu mai amintiri frumoase, amintiri rog n-am mai ales. Era un optimism contagios. Și noi când aveam probleme în familie, la mine pasul cel mai mare, cel mai puternic a fost când am dat admitere la doctorat. În 81, după ce am terminat facultatea, dacă nu aș fi intrat la doctorat, n-aș fi făcut carieră universitară, n-aș fi fost astăzi cu dumneavoastră aici. Aș fi fost preot undeva la deal într-un sălut. Sigur că era foarte bine și acolo, voia Domnului a fost asta, îi datorez părintele Ivocescu, următorul meu. I-am zis, deci am învățat și terminase bine acupat. Zic, nu dau la doctorat la asta. Era o concurență foarte mare. Erau numai 10 locuri pe țară, 5 pentru București, 5 pentru Sibiu. Nu ca acum atâtea școli concurate. Și concuram cu unul dintre noi copii, ei foarte că învățau foarte bine, zic, mai stau un an, citesc, mă pun la cruce, în clasă, zic, nu vreau să ratez. Și a zis părintele, nu, da acum. Chiar dacă nu reușești, măcar vezi cu examen, da acum, nu cumva să nu dai. Și bine am făcut ca am. Pentru că dacă nu vedeam, nu mai vedeam și am avut colegi care n-au dat, aceia n-au mai dat și așa. Deci, un om care punea întotdeauna fluxul nădejdea înaintea altă considerare. Tare mă bucur că mi-ați invitat, frate Stelian, părinte Paro, și vă mulțumim și dumneavoastră acestui buchet de creștini care ne însoțiți, e și un pic răcoare, dar dumneavoastră vă încălziți așa cu dragostea pe care o simțiți aici și așa cum am anunțat, l-am jucat cu părintele profesor Ioan Caraza, care mi-a fost profesor din anul timp de facultate, din 1977. Primele ore pe care le-am avut a fost de limbă greacă. Și limba greacă m-a ajutat la admitere la doctorat. Și vă mulțumesc că peste timp au trecut atâția ani de atunci. Cu tare mă că sunteți aici și vă rog să le spuneți câteva cuvinte. Ce doriți?